În anii 50, industria auto românească lansa proiectul unei dintre cele mai spectaculoase modele SUV din istoria automobilului. Aro avea să devină prima mașină realizată 100% cu piese românești, vândută în peste 110 țări din întreaga lume. The powerful engine and four-wheel drive permit the Aro car to climb easily slopes with an inclination of up to 35 degrees. Istoria Aro prezintă poate cel mai bine efectele tranziției de la comunism la un capitalism, de la marile uzine de stat care produceau pe bandă rulantă pentru export, la mormanele de fiare vei care aveau să fie privatizate pe un leu în anii 90. Istoria Aro începe în anii 50 la Câmpul Lung, Muscel, pe locul în care între 1885 și 1899 a funcționat o fabrică de hârtie a companiei Letea Bacău. Dezafectate în 1933, halele fabricii aveau să fie folosite drept depozite de armament în al doilea război mondial. După război, la Câmpul Lung Muscel s-au reparat mașinile și camioanele deținute de armata română și cea sovietică. După 1950, timp de 3 ani, s-au produs lacăte, pompe de stropit pentru agricultură și viticultură. În 1953, fabrica s-a reprofilat pe producția de motociclete, producând un număr total de 12 unități din modelul IMS-53. Din anul 1957 încep să se producă primele piese de schimb auto, cutii de viteze și motoare, an care coincide cu demararea fabricării autoturismelor de teren IMS-57, M-59 și M-461. 10 ani mai târziu, producția IMS-urilor avea să fie înlocuită ulterior cu cea a noilor modele Aro inspirate din SUV-urile rusești. Proiectat și produs 100% în România, Aro IMS M461 a fost primul model de mare succes la export. Mașina avea un motor derivat dintr-un Ford V8 de 2,5 litri pe benzină și 70 de cai putere. Era foarte bine calibrat, mai ales pentru terenurile grele, cum erau drumurile din România la acele vremuri. Ținuta bună de drum și costurile ieftine de întreținere aveau să reprezinte argumente esențiale pentru exporturile modelului M461. Un argument semnificativ care a stimulat producția pentru export a fost participarea și câștigarea raliurilor de la Fosse Rally din Belgia din 1970 și Sun of the Beach în Oregon, Statele Unite din 1973. Aro raporta la finele anilor 70 exportul aproape 47.000 de exemplare, în special în America de Sud și Asia. Succesul modelului Aro IMS M461 avea să fie depășit de cel al Aro 24, model care a început să fie produs în 1972 și a cărei producție a continuat până în 2006, când uzina a fost închisă. Aro 24 aducea pe lângă un nou design o îmbunătățire semnificativă a suspensiilor. Mașina nu avea servodirecție, nici aer condiționat, iar puterea motorului nu depășea 100 de cai putere. Cu toate acestea, modelul se vedea foarte bine pentru că era ieftin, ușor și fiabil. În anii 80, motorul unui extrem de gurmand, cu un consum de 15-20 de litri la 100 de kilometri, avea să fie înlocuit cu două variante de motor diesel autohtone cu injecție modificate de 2600 de centimetri cub, respectiv 3200 de centimetri cub, fabricate la Brașov. Motoarele aveau 4 cilindri, 2 chiulase și o bujie incandescentă. Interesant este că atunci când normele Euro au devenit obligatorii, toate mașinile fabricate la Aro Câmpul Lung au trecut pe motoare străine. Modelul Aro 244 cu motor Ford V6 și injecție electronică pe benzină avea să fie un adevărat hit de vânzări, fiind vândut inclusiv în Statele Unite sub denumirea Aro Hunter. With a ground clearance of 250 mm, the Aro all-purpose car can cross without any difficulty river courses of up to 60 centimeters deep, or can travel successfully on moving sands.
Potrivit experților, în acea vreme Arrow erau considerate a fi unele dintre cele mai bune mașini de teren din lume, rivalizând cu faimoasele mărci Jeep și Hummer, Land Rover și Toyota. Arrow a mai produs câteva modele interesante. Unul dintre ele este Arrow 304, realizat în 1977 la cererea lui Nicolae Ceaușescu, un model considerat de lux cu care președintele mergea în vizitele oficiale. Mașina, produsă în numai 6 exemplare, avea să ajungă și la alt șef de stat, Erich Honecker, în RDG, și Todor Zhivkov, președintele Bulgariei. Arrow 304 avea, printre altele, aer condiționat, trapă electrică și tapiserie din piele. Alte două modele lansate în ediție limitate aveau să fie Arrow 12 și Arrow 16. Arrow 12, realizat în 1987 împreună cu Dacia, folosea o caroserie de Dacia Break și oferea foarte interesant tracțiune integrală. Modelul n-a fost pe placul lui Ceaușescu, astfel că nu au fost produse decât 14 unități. Aceeași soartă a avut-o și modelul Arrow 16, realizat cu caroserie de all-seat. Era un mini SUV în genul celor pe care le vedem acum pe străzi, dar care nu a primit undă verde de producție, fiind realizat doar un singur exemplar. Celelalte modele mergeau însă foarte bine, astfel că în perioada 1957-2006, la uzina Arrow de la Câmpul Muscel aveau să fie fabricate peste 380.000 de autoturisme. Mașinile erau vândute ca pâinea caldă la export, ajungând inclusiv în Columbia, Canada și în țările arabe. Povestea Arrow avea să se stingă ușor, ușor după Revoluție. Cum statul n-avea bani să investească în retehnologizarea Arrow pentru a duce la standarde de poluare modern, s-a căutat soluția unui investitor străin. Deși pe lista potențialilor investitori se aflau Ford și Chrysler, uzina avea să fie vândută în 2003 către Crosslander pentru suma de numai 153.000 de dolari. Investitorul, o firmă de apartament, anunța investiții de 2 milioane de dolari și lansarea unui nou model. În 2006 însă Arrow dădea faliment, iar în mai 2007, omul de afaceri Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, a cumpărat prin compania Landmark Management o parte dintre activele foste uzine Arrow, plătind în total 16,5 milioane de euro. În prezent, pe platforma Arrow nu se mai produc mașini, ci doar componente auto. Întreg poporul face trainic zid spre viitor
Suprema unitate e Ceaușescu, patrie, partid. O patrie avem și un crez fierbinte, spre piscuri comuniste să urcăm. Avem partidul care ne conduce, prin care către mâine putezăm. Și toate câte în țară-s fapte demne, sunt rezultatul muncii tuturor, căci astăzi socialismul se clădește cu poporul și pentru popor. Pentru palatul nostru, ctitorie, a epocii de aur ce-o trăim, palat de vise și de frumusețe, iubiți conducători, vă mulțumim! Și pentru toate ctitoriile mărese din anii socialismului viruitor, vă mulțumim din inimile noastre, iubiți și înțelepți conducători!